dau citire la două texte din Scriptură și aș dori să ne rugăm pentru o virtute de care avem nevoie și vreau să dau citire la două texte din Scriptură, din Luca, din capitolul 12, de la versetul 1 la versetul 3, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: în vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi: mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche, la odăițe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Și Efeseni, capitolul 4, versetul 25, apostolul Pavel le scrie credincioșilor din Efes și le spune în felul următor: de aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Amin. Într-o zi, ucenicii vin la Domnul Iisus Hristos și îl roagă: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și când Domnul Iisus Hristos învață să ne rugăm, le spune: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. În rugăciunea Tatăl nostru, noi trebuie să vedem nu doar o poezie pe care Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să o spunem Tatălui, o rugăciune pe care să o spunem fără să ne gândim la cuvintele acelea, ci trebuie să vedem în rugăciunea Tatăl nostru un model de rugăciune. Adică atunci când vă rugați, să fiți conștienți în fața cui veniți, atunci când vă rugați să fiți conștienți de sfințenia lui Dumnezeu și atunci când vă rugați să cereți ca împărăția lui Dumnezeu să se manifeste în viața voastră, în jurul vostru, prin voi, către ceilalți. Și când vă rugați să spuneți: Doamne, vine împărăția ta, adică să vină împărăția ta, în primul rând eu, în viața mea, să dau dovadă că fac parte cu adevărat din împărăția ta. Sunt multe caracteristici ale împărăției lui Dumnezeu, dar o caracteristică a acestei împărății și un motiv pentru rugăciune este acesta, și o caracteristică foarte importantă este sinceritate. Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor în Luca, în capitolul 12, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Cu alte cuvinte, opusul fățărniciei, voi trebuie să fiți oameni sinceri. A fi fățarnic, a fi ipocrit, înseamnă avea sensul de actor în primul secol, atunci când a început acest cuvânt. Ipocrit este un om care își punea de fapt o mască. Sincer, cuvântul acesta sincer, vine din latinescul sincer, fără ceară. La ce se referea? În vremea, în antichitate, se vindeau oale de lut. Și pentru că transportul dintr-o parte, dintr-alta, nu era protejat, marfa nu era protejată destul de bine ca să nu se spargă, anumite vase se mai spărgeau. Și când ajungeau la destinație, vânzătorul vrea să le vândă și pe acelea. Și atunci ce făcea? Le punea ceară și crăpătura era ascunsă. Și cine vedea și vedea vasul, pentru prima dată spunea: este un vas bun. Dar cum era pus pe foc, ceara se topea și tot ceea ce se punea în vasul respectiv se scurgea. Și atunci, cumpărătorul, când se ducea data următoare, de acolo a apărut acest cuvânt sincer, întreba la piață următorul lucru. Sincer, adică e fără ceară. Și în felul acesta a apărut cuvântul acesta în vocabularul nostru. A fi sincer, bazat pe ceea ce am citit de cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă să ne admitem greșelile. Versetul 1 spune: aluatul fariseilor. Păziți-vă de aluatul fariseilor. Apoi versetul 3 spune: nimic ascuns. Adică trebuie să recunoaștem greșelile noastre, să nu avem nimic ascuns. Fariseii își acopereau viața trăită în păcat prin ritualuri religioase. Și spuneau: dacă fac ritualuri religioase,
păcatul meu îmi este scuzat. Pentru că la un moment dat Domnul Iisus Hristos vorbește împotriva fariseilor și spune că voi despuiați casele văduvelor. Adică nu vă pasă și sunteți nemiloși cu cel care este, care are nevoie de mila voastră. O femeie văduvă, o femeie vulnerabilă, copii orfani, copii vulnerabili, pe voi nu vă interesează de ei. Îi asupriți, lucrul acesta lui Dumnezeu le place. Și în zilele de sabat vă adunați în templu, faceți rugăciuni de 3 ori pe zi să vă vadă oamenii, dar de fapt voi trăiți în păcat, le spunea Domnul Iisus Hristos fariseilor în vremea aceea. A fi sincer înseamnă să ne admitem greșelile, așa cum a fost îndemnat și mai înainte. Să fim sinceri, în primul rând, cu noi înșine. Psalmul 51, versetul 6 spune, tu ceri ca adevărul să fie la adâncul inimii. Să fim sinceri cu noi înșine, să fim sinceri cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 21, că și căutăm să lucrăm cinstit, spune apostolul, nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Deci aici este sinceritate atât cu oameni, atât în fața oamenilor, dar sinceritate și în fața lui Dumnezeu. A fi sincer înseamnă libertate, pentru că un om fățarnic, un om ipocrit, va avea tot timpul lucruri de ascuns. Un om care va pretinde că este altceva, va avea tot timpul ceva de ascuns. Și Dumnezeu spune, Domnul Iisus spune, feriți-vă de aluatul fariseilor, pentru că ei au ceva de ascuns. Fariseii, este fățărnicia și fariseii, sunt două cuvinte contradictorii. Pentru că fariseu însemna un om care se separa de tot ceea ce este păcat. Și Domnul Iisus Hristos spune, fariseii, cei care trebuiau să se separe, ei sunt fățarnici. Adică ei pretind că s-au separat, dar de fapt nu s-au separat de păcat. Și de aceea, a fi sincer înseamnă libertate. Pentru că un om sincer este un om liber, nu are de ce să se ascundă. Este un om liniștit, nu are de ce să se streseze că va fi descoperit, că nu are cu ce să fie descoperit. Pentru că nu are lucruri ascunse care să îl incrimineze și care să arate cu degetul înspre el. Apoi, un om sincer este un om de încredere. Un fățarnic, un om care pretinde că este altceva și care a fost descoperit că a fost altceva, cu siguranță își pierde încrederea. Un om sincer este un om de încredere. Când cineva este sincer cu tine, când cineva este sincer cu noi, atunci putem să ne dăm seama și să spunem, un omul acesta pot avea încredere, el nu mă va minți, el nu mă va înșela. Apoi, un om sincer nu va dezamăgi niciodată. Și foarte interesant spune Domnul Iisus Hristos despre aluatul fariseilor. Când am citit acest termen, aluatul fariseilor, mi-a venit în minte o imagine din România. Obișnuiam, ca și aici, să cumpărăm pâine în România. Mă duc aminte, eram în spatele blocului și cumpăram pâine. Era o franzelă, era mare și când ajungeam acasă și începeam să o frângem, rămâneam în pumn cu puțin. Stăteam și ne gândeam, zic, cât de mare arăta ea, dar când o strângi și când începi să o strângi în mână, îți dai seama că de fapt e mult mai mică decât ne se prezenta în realitate. Tot la fel, un om care vine în relație cu noi, care, să zicem, că nu am fost sincer și n-am dat dovadă de sinceritate, sau un om care intră într-o relație cu un fățarnic, cu un om nesincer, are anumite așteptări, pentru că îl va vedea religios, îl va vedea un om pios și va avea anumite așteptări de la el. Și când intră în relație, vede că de fapt este înșelat în așteptările lui. Tot la fel se poate întâmpla și cu noi. De aceea ne rugăm lui Dumnezeu că această caracteristică a împărăției lui, sinceritatea, să ne caracterizeze. Apoi, de ce să ne fim sinceri în ultimul rând? Pentru că întreaga noastră viață, într-o zi, ne va fi expusă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, am citit din Luca, din capitolul 12, versetul 2, spune, nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. Dacă viața mea ar fi expusă astăzi, aș ține capul sus sau l-aș pleca jos? Într-o zi Dumnezeu ne va expune viața noastră. De aceea vrem să ne rugăm înaintea Domnului. Domnul Iisus Hristos ne-a învățat vie împărăția ta. O caracteristică importantă a împărăției lui Dumnezeu este sinceritatea.
Dumnezeu, Dumnezeu nu-i place sub nicio formă fățărnicia. Dumnezeu vrea să fim sinceri. Vrea să ne recunoaștem greșelile noastre. Spunem lui Dumnezeu, Doamne, dacă nu am fost sincer 100% cum ai fi vrut tu până acum, vreau ca de acum încolo să-mi dai putere să fiu cu adevărat sincer. Dacă în viața mea sunt lucruri ascunse și pentru care știu, poate găsesc plăcere, poate încă nu mă pocăiesc de ele. Te rog, Doamne, să îmi dai putere și să fiu sincer cu tine chiar și în privința păcatului care îmi place. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos în Evrei. Și o caracteristică importantă a Domnului Iisus Hristos, citată din Psalm, spune: tu ai urât nelegiuirea și ai iubit neprihănirea. Dacă eu urăsc ceea ce tu iubesc, ceea ce tu iubești, și dacă iubesc ceea ce tu urăști, unde mai este în viața mea sinceritatea aceea? Dar sinceritatea poate veni tocmai prin pocăință, tocmai prin întoarcerea la Dumnezeu, tocmai prin recunoașterea greșelilor noastre, tocmai prin a recunoaște faptul că nu am fost sincer în totalitate cu Dumnezeu. Vreau să rugăm Domnului ca această caracteristică, caracteristică a sincerității, a împărăției Lui, să fie vizibilă în viața noastră, în fiecare moment al vieții noastre, să fim sinceri, sincer cu Dumnezeu, sincer cu oamenii, sincer cu noi înșine, pentru că la urma urmei nu Dumnezeu pierde dacă eu nu intru în cer, nu cei din jurul meu pierd dacă eu nu voi ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, și singurul pierzător voi fi eu. Haideți, așa cum stăm, să ne rugăm Domnului, El să ajute să fim sinceri cu El. Amin.